Romania se supără pe Godin Mateciuc? Mai minți vreodată? Nu. Mint? Ok, adică au fost câteva dăți, dar ca să înțelegi, stai să-ți explic. Ce înțelegem prin minciună, domnule? Asta vreau să spun, că l-am mințit niciodată cu nimic important. Adică, bă, asta spun, asta spun toți. Când a fost vorba de bani, de alea, de știi tu de ce, de ale noastre. Nu a fost niciodată. Dar a fost nevoie de câteva minciuni pentru că el e un actor sensibil și trebuie să-l ții sus. Trebuie să-i spui tot timpul că e foarte bun, că e cel mai bun, că e cu tare. Deci tu spui că ai mințit cu faptul că e cel mai bun sau white ce? Lies, Shelley, white lies. Câteodată îi spuneam că întâlnirea sau că avem call la 4 și nu știu, poate era la 5, dar trebuie să se trezească. Adică făceam, am făcut chestia asta foarte mici.